Bună dimineața, ce facem astăzi? Mergem pe la muzee, e tot vremea închisă, dar deocamdată nu plouă, vă plouă mai spre dimineață, vreau mai după amiază. Paleza din Balcic, restaurante frumoase și o bicicletă de tip vechi. Simpatice aceste fotolii. O căsuță frumoasă. Mariana, cum a fost ziua de ieri? Mixed. Am avut o zi superbă și n-am făcut aproape nimic. Am dat numai rateuri. Zici că vrei să-ți fac o poză aici? Da, e mișto? E mișto, da. Muzeul de istorie, muzeul etnografic. Muzeele sunt închise la prânz, de la 12:30 la 1 sau de la 12 la 1, în funcție de muzeu. În dreapta se află un hotel care se numește Central sau Central. Un smochin foarte frumos. Am văzut multe pisici în această stațiune. Nu știm dacă ne aflăm în vreo curte. Aici există un grătar. Încoace un alt grătar. Casele par părăsite, nu știu ce să zic. Biserica Sfântul Gheorghe. Acest bloc pare că se scufundă ușor-ușor. Se observă cum partea laterală a clădirii s-a lăsat în jos și nu mai locuiește nimeni în aceste apartamente. Am scos de la bancomat 20 de leva, 51 de roni, ca să vizităm două muzee. Muzeul de istorie, dreapta, muzeul etnografic, stânga. Am intrat în muzeul de istorie, 7 leva, un bilet combinat pentru muzeul de istorie și muzeul etnografic. Ne aflăm în muzeul etnografic. Thank you.
cum era. Da. Da, se casa era. Aveam un pare din ăsta de țesut, bine care era la mine. Exact așa. Absolut super bine. Da, mama, Sofica fiind? Mătușa mea, sora mea, cea mai mare sora mama. Așa. La celălalt muzeu, filmatul costă 10 leva. Filmatul, fotografiatul. Am avut noroc astăzi. E singura zi în perioada asta în care este deschis muzeul. Până pe 17 tot este închisă. Uite, măsuța e din asta așa, dar avem la Sofita. Mulțumesc. Mulțumesc. Muzeul de artă care este închis până pe data de 17 mai. Astăzi ne aflăm în data de 2 mai. Vacanță generoasă. Iar acolo este biserica Constantin și Elena. Este închisă, nu se poate vizita. Ne îndreptăm spre faleză pe căi ocolite. Aici e o căsuță simpatic. În Bulgaria există acest obicei să afișeze poze ale celor care au decedat și cu un text alături. Și aici pisicile obișnuiesc să stea pe mașini. Ne aflăm în capătul de nord al falezei. Intrăm pe faleză și mergem spre hotel să se schimbe un pic și Mariana și ieșim din nou la plimbare. Peste tot avem și meniuri în limba română. Cum ziceam, bine ați venit! Am ajuns la cazarea noastră. Am revenit la cazare, bem un Radler, avem cozonaci, Fanta, mai citim știrile și ieșim din nou la plimbare. Am ieșit din nou la plimbărică. După cât de multă lume este acolo sus, s-ar putea să fie vineria și avem și o cascadă. Am lăsat balcicul în urmă. Vedem acolo sus două case și un fel de turnuleț căzut. Pare că s-a surpat terenul zona aia. Și pe aici ne plimbăm în pustietate. Noi și marea. Pare a fi niște locuri de intrat în apă. Deși nu e plajă aici, am dat de o pisică în pustietate, care mi-a una pe aici, cred că moare de foame. Ce-o căuta pe aici nu se știe. Pe aici am venit noi.
iar Balcicul este acolo, în depărtare. Și ne continuăm drumul înspre Nicăieri. Eu zic că spre Albena, da. Dar mai avem vreo 2 ore până acolo. N-am mai reușit să pună bolovanul ăsta unde trebuia. Probabil că s-a crăpat în 2. Avem și o bancă în această pustietate. Și un lac artificial. Și al singur, uite, cu bicicleta, uite oameni de șterți. Da, nu ca noi. Sunt niște pescari acolo în depărtare, au năvoade de pește. Întinse, da, de la mal până la ei. Și întinse sunt și păsările de la mal până la ei. Stau pe stâlpișori, pe năvoade, pe sârmele astea. Am cam ajuns la capătul falezei, dalele sunt sparte și parcă nu am merge mai departe. Cred că ne întoarcem și în depărtare acolo se vede probabil Albena. Ar mai fi de mers până în Albena cam o oră. Mergem înapoi spre Balcic. Ce frumos stă casa aia acolo, ce vedere cred că au oamenii aia încoace spre mare. Noi suntem tot pe drum. Un drum superb, de altfel, superb. Absolut superb. Recomandat tuturor, oricui vine aici. Nu vreau să zic că e cel mai frumos lucru din Balcic, dar este unul dintre cele mai frumoase și totuși aș zice că cel mai frumos. E fantastic. Am ajuns din nou în Balcic, iar mașinile astea parcate aici, în acest hotel. În afară de una sau două, sunt toate cu număr de România. Am crezut că este un foteliu pe bune, dar este din piatră. Da, am venit, e rece. De altfel s-ar fi stricat la ploaie. Da, da, mortal. Dar e realizat foarte bine, cel puțin de la distanță pare adevărat. La pescuit. Aici este o parcare plătită pentru palat și grădina botanică, dar dacă mergeți pe drumul ăsta mai departe, o să găsiți o parcare fără plată. Aici în Balcic pare că s-a mai liniștit lumea. O fi în camere să odihnesc. Și ajungem la cazarea noastră în curând. Restaurantul nostru, cazarea noastră, în spatele hotelului nostru, aici am parcat și noi mașina. Ce facem acum? Mergem să mâncăm după ce ne-am odihnit un pic, după plimbarea de după amiază. Și a venit până la 8, cum anunțau, orice 7. Exact, exact. Ce este asta, Cristina? Filet de biban cu ierburi, nu știu, cu condimente. Ok. Și Mariana, ce și-a luat aici? O salată cu, nu știu cu ce. Cu scoici. O salată cu de tot. Da, mediteraneană sau nu știu ce. Salată de mare. Crochete de pui la florinel. Și sunt bune rău. Mi-a venit și mie pizza. Pizza prosciutto. Arată binișor, rău. French cake, adică tort francezesc. Pistachio, adică fistic. Cheesecake, adică brânză. Râdem că filmăm a doua oară. Și un bar meseriaș. Bună dimineața!
Facem check-out, ne mai plimbăm un pic pe aici și plecăm spre București. Nu ne-am mai plimbat prin oraș, am plecat direct. O ultimă vedere asupra orașului Balcic. Un drum ca prin poveste, așa, care șerpuiește în sus, în jos. Și drumul spre casă și Paște. Nu știu unde ne aflăm, dar e foarte frumos drumul. În Bulgaria. Da, și chiar pe vremea asta ploioasă, așa, și tot e plăcut. Suntem la vamă, să vedem cât avem de așteptat. Asta e coada de intrare la Negru Vodă, în Bulgaria. Și am trecut deja de un kilometru de mașini sau jumate de mașini din astea până să îmi dau seama să filmez. Deci suntem în România. Da, dar uite-te ce mulțime de oameni se duc în Bulgaria de Paște. Back home. România. Ce frumoasă câmpul ăsta. Prin câmpiile dobrogene, numai la 90 de grade merge strada asta pe distanță rezonabilă. Intrați pe autostradă. Pauză la Rompetrol. Dacă au restaurant, mâncăm ceva aici. Cristina, cum e borecul? E bun? E bun. Ești de acord și tu, Mariana? Da. Masa de aseară, Mariana, midiile, salata de midii, de la 1 la 5. 4 din cauza bucăților de caracatiță care erau tari. Auci. Și frumoase. Știu că așa e caracatița, dar scad în foc. Și prăjiturica? Prăjitura bună, chiar foarte bună. Mai, eu nu am avut dulciurile. De la 1, așa, 5. Eu am avut o pizza la care îi dau un 3,5, așa că nu mi-a plăcut blatul. Și prăjitura tot un 3,5, că nu mi s-a părut deloc deosebită. Dar mai am o întrebare. Franceză, okay. Prăjiturica franceză. Mai am o întrebare. Balcic sau Mamaia? Ambele. Ambele. Da, ambele. Sunt diferite ca stil, ca activități pe care să le faci. Dacă vrei odihnă, mergi la Balcic. Dacă vrei zgomot, scâmpânțuială, dans, chestii, viață trepidantă, mergi la Mamaia. Nu prea am văzut viață trepidantă la Mamaia. La început de sezon, dar o să fie. Mâncarea de aseară, Cristina, de la 1 la 5. Bibanul era bun, dar nu, 4. 4 din cauza că bibanul era prea puțin. Legumele bune. Mamaia sau Balcic? Balcic pentru atmosferă, Mamaia pentru confort. Și s-a terminat vacanța. Câmpurile de rapiță observate de NASA. Wow!